Hello, hello, dragii mei, și bun găsit la Frății Află Tot. Sunt Andreea Frățilă, urmează ora știrilor mondene aici, la Metropola TV. Bineînțeles că vom dezbate cele mai fierbinți, cele mai palpitante și mișto știri din lumea mondenă, alături de Ileana Voicu, Ghinea și Florin Burescu. Hello, hello! Hello, hello! Hello. Măi, dar ce cu, nu că s-ai ce mei, cu uful ăsta? Nu că s-ai mei, bă, dar sunt frumoși, mă. Bine, sunt luați după chipul și asemănarea mea. Ce faceți, dragilor? Cum esteți? Ne-am asortat, vezi, azi. Eu acum observ, uite, chiar așa, în monitor. Chiar da, așa. Chiar suntem pe bleu alb. Simțim la fel, gândim la fel. S-a îmbrăcat în negru, dar e îngerașia. Da. Lucifer. Să vorbim despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat. Ai citit preza? Da! Am scris-o! Asta așteptam! Strălucesc și număr bani. E noua variantă. Nu, strălucesc și fac bani. Da, dar noua variantă ai e un număr. Dar să ai tăi aia pe normal. Eu am oameni care numără, deci nu știu cum. Doar strălucesc și cheltui. Eu sau doar, cum? Da, fac așa și zic numără și mie teancul ăsta. Începem și începem cu mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani, Andreea Bălan, astăzi este ziua ta, îți doresc să fii sănătoasă, să ai parte de tot ce e mai bun și frumos pe lume, să rămâi acolo în continuare în inimioarele noastre și îți mulțumesc că mi-ești prietenă. Ți-am urat doar să fii sănătoasă și cam de toate, pentru că de iubită sunt convinsă că ești, asta pentru că, da, ai împărtășit în finalul cu toată lumea faptul că ești îndrăgostită și ai făcut o postare publică pe Instagram. Hai să vedem despre ce este vorba. Andreea Bălan a postat mai multe poze alături de Victor Cornea și următoarea descriere. Azi, de ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi, dragilor, că iubesc, sunt iubită și sunt mai fericită ca niciodată. Big love! La mulți ani! La mulți ani, Andreea! Să fie sănătoasă și iubită-mă la maxim, merită să fie iubită. Dar toată orice... ce frumos... Scuză-mă. Te rog. Te rog, îți permit. Dar ce frumos is rumburachis elegantis, bă, băiatule. Da. Băi, acum trebuie să recunoaștem că așa ceva, o leac de teaser n-a făcut nouă de pe săptămâna trecută, când cu o gechițică, când cu nu știu ce... Dar sunt frumoși, mă. Mie mi se pare că se super mega extra hiper potrivesc. Deci mi se pare că au aceleași trăsături, aceeași forma feței, nu știu, și fizic și parcă tot, și vă spun că și emoțional sunt bine. Dar să știi că se vede după zâmbet, se vede. O știm pe Andreea de 150 de ani pe televizor și în poze și se simte zâmbetul acela că trebuie să zâmbești, se vede acum că radiază, dar amândoi, uitați-vă la el, săracul, că iese sufletul de bucurie. Sunt senzaționali. Da. Chiar îmi plac. Sunt foarte mișto împreună. Mă bucur că Andreea este super fericită, pentru că, da, se poate vedea și pe chipul ei, dar și în ochii ei vedem strălucirea. Ne bucurăm tare mult pentru ea. Dar ce părere avem de Mister? Ne place, jucător de tenis, provine dintr-o familie unde înțeleg că și tatălui este undeva în sfera asta a sportului. Provine dintr-o familie sportivă, domnule. Păi și Andreea, la cât sport face? Multă, ce să zic? La cât sport face? Nu putea să-și așa pe oricine, nu? Că așa e frumos, să fie echilibru într-o relație. Nu a avut nici burtoși, nici... Pe asta zic. A avut tot timpul bărbați ok. E un sportiv, ce să zic, mă, se potrivesc fizic, se potrivesc psihic, din câte se pare. Știi ce nu-l cred eu că mai, va ajuta cumva această relație? Tocmai faptul că el este un sportiv care, știm foarte clar că ei sunt super echilibrați, super, cum să zic, așa, programați, disciplinați, bravo, îți mulțumesc frumos, fără de tine nu știu ce m-aș fi făcut azi. Și cumva asta se pliază și pe stilul de viață al Andrei. Și sportivii sunt niște oameni cinstiți și deschiși, știi, și curați. Și atunci eu cred că despre asta era nevoie în viața Andrei, care până la urmă le are pe toate, dar uite, vezi, nu a găsit până acum echilibrul ăsta emoțional și se vede că iubitul ei de acum îi oferă amorul ăla adolescentin. Asta îmi exprimă. Asta am vrut să spun. El este mai tinerel, are vreo 29 de ani, dar atenție!
eu personal nu văd nicio diferență, adică mi se pare ceva atât de sensibil. Andreea n-a sărit de 25 fizic, da, exact, acolo forever, n-ai cum. Adică dacă ne uităm în buletinul tău, Andreea, spunem că ceva s-a întâmplat, e neregulă, pentru că, așa cum spunești tu, Florin, măi, maxim ne oprim la un 29, mai departe nu trecem. Nu, da. Întrebam așa de curiozitate, dar nu contează vârsta. No. Cum zice Leana? Asta. Nu, mă iub, nu ne iubi, nu zic eu, drag. A zis Mihai Radulescu, pe vremea relației cu Dani Oțel. Nu ne iubim cu buletinele pe noptier. Da, bineînțeles. Da, adevăr, chiar le țin geantă, le țin pe noptier. Stai acolo. Mai nou și în mașină. Da, 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 lasă-l acolo. Da, mă. Ne bucurăm pentru Andreea. Da. Doamne ajută să fie într-un ceas bun, să vă țină până la adânci bătrâneți și să vedem din ce în ce mai multe poze cu voi. Cine știe, poate pasul cel mare. Mergem mai departe, nu vreau să spun nimic, dar mergem la vești triste. După episodul Contesa Digitală prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice, dar și a unor substanțe interzise, Xonia intră din nou în vizorul presei și ea, pentru că a fost găsită seara trecută la volanul mașinii sale și ea sub influența alcoolului. Haideți să vedem despre ce este vorba. Trebuie să recunosc că eu am rămas șocată pentru că o cunosc pe Xonia, știu că e o tipă în banca ei, adică nu m-aș fi așteptat nicio secundă. Refuz să cred că este vorba despre consumarea unor substanțe interzise, cel mult poate, nu știu, a băut un pahar de vin la un restaurant, adică eu cred că acolo m-aș opri, sincer. Asta întrebam și eu, eu acum am văzut știrea și asta întrebam și eu, zic, băi, o cunosc pe Xonia destul de puțin, dar nu a apărut, adică se simt oamenii noi trăind în mijlocul lor, îi vedem și îi simțim imediat. Mie nu mi se pare, dar probabil poate a consumat ceva alcool acolo. Știți că eu sunt împotriva, adică și când a fost Ana Morodan și când am mai prins alte persoane publice, le-am taxat foarte tare pentru că peste orice trec, dar nu consumă. Nici pe ea nu o iert dacă s-a urcat băută la volan, dar cred că și cu substanțe și cu alea mi se pare totuși too much. Da, din câte am aflat chiar înainte de emisiune, despre droguri n-ar fi fost vorba, mă rog, a fost din nou un rezultat din ăla pe care l-a mai dat drug testul de-a lungul timpului, nu e eronat. Chestie care este oficială, adică nu s-au găsit ea și cu Victor Slav să spună chestia asta, ne amintim că Victor Slav a câștigat un proces, din câte știu, s-a și terminat procesul și l-a câștigat. Pe tot în jurul acestei acuzații. Deci, în cazul ei, n-a fost vorba despre un consum de droguri, după cum ea declară, ba din contra, ea a fost cea care a cerut să meargă să facă analize pentru a demonstra că rezultatul drug testului este greșit. Din punctul de vedere al consumului de alcool, pare să că, într-adevăr, cum ai spus și tu, ar fi vorba de un pahar de vin consumat la un moment dat cu câteva ore înainte. Asta nu scuză în niciun fel decizia de a urca la volan. Cât despre permis, că trei lucruri pare să nu avem informații în momentul ăsta, acum că n-ar fi fost voie. Mie mi se pare foarte ciudat și chestia asta, pentru că până la urmă ea trece în România de niște ani de zile. Nu cred că e prima dată când se urcă la volan. Spun, dacă știi să conduci pe străzile din Tokyo, știi să conduci pe străzile din România. Da, hai, dar nu știu, cred că din punct de vedere legal ceva e acolo. Da, că e diferența aceea de legislație, din punct de vedere a legislației, și că trebuie să cunoști și acele segmente, da? Nu poți să-mi spui mie cine conduce oriunde, nu poate conduce... Da, bine, acum trebuie să ne pliem și noi conform legilor. Da. Dar aici nu putem, adică, cum să spun, dacă am fi prins o băută ruptă la volan, da, ok, o poți taxa, ne putem da cu părerea și o putem, dar lucrurile astea atât de mărunte... Să ne aducem aminte totuși Ana Morodan. Adică când cobori și nu te țin picioarele, și alta e când pot... Ea poate a băut un pahar de vin, dar se întâmplă și uite, sunt foarte multe cazuri. Eu am pățit-o la un moment dat, când eu nu consum niciodată alcool, am mers și am mâncat prăjitură din aceea cu rom la eveniment. Și mi-a ieșit. Serios? Da, și mi-a ieșit alcool test. Norocul meu a fost că n-am fost prins de poliție, ce am făcut alcool test. Adică inclusiv pomboanele alea care sunt cu lichior. Da. Bine că nu-mi plac. Ba, și ce mai îmi plac. Și am impresia că și oțet din salată, dacă nu. Da, mai auzit asta. Dar ăla e cu 0, nu știu cât. Și atunci poate fi deductibil. Da. Mă rog, sunt. Urmărim, vedem care e situația. Eu tind să cred că
a fost doar un pahar, nici așa nu are scuze, dar totuși nu m-aș duce atât de departe să cred că a consumat și cu substanțe interzise. Mergem mai departe și vă spun așa, Lidia Buble, Dumnezeule, cât îi de fericită! Dacă nu ați fost pe Instagram zilele astea, vă spun că e mai bine așa. A fost într-o vacanță. Doamne, că la un moment dat am vrut să-i dau bloc, jur. Ideea este că s-a întors din vacanță și paparații de la Mediaflux au surprins-o. Vreau să vă uitați așa frumușel la poze, să-mi spuneți dacă sesizați ceva la Lidia Buble ce ar putea să ne atragă atenția, să ne spună dacă e bine sau nu-i bine. Florin, la tine mă uit că Leana știe. Eu nu știu ce mie de... Ce-mi place mie cel mai mult? Diamantul, briliantul și bogăția. Eu m-am uitat aici. Mașina e scumpă și altceva mă uitam. Jeansii sunt ok. Tene și nu văd nimic spectaculos. Și după aceea zic, mă, ce la accesorii? Ochiul ăla este rezonabil, e și ăla scump, dar nu așa. Dar când am văzut ce e la mână, m-a luat transpirație. Hai să vedem ce e, mai, ce e la mână mai exact. Ce e la mână? Băi, băiatule, de supra ce vorbim. Câte catralioane este, Leana? Zim ce este, că nu, n-am știut. Nu, stai un piculeț, spunem, este de loc. Aici am vrut să ajung. Mie mi-a sclipit bogăția. După aia mă uit la detalii de astea emoționale. Nu. Este locul, e locală făcută locală. Situația. Locală. E locală? E locală. Adică? Nu este vorba despre o logodnă, deși asta ne-am întrebat cu toții. Într-adevăr, este un cadou pe care l-a primit de la jumătatea perfectă a vieții dumnei, așa cum îmi place mie să povestesc despre iubiți, avem jumătăți perfecte. Este un cadou pe care l-a primit. Știm frumos cadou, nu știm cât costorul, știm că 100. Eu zic că depășește. Depășește? Să ne spună băiatul ăsta că este expertul zine. Eu zic că depășește, nu știu, așa se vede de aici din colțul ăsta. 100.000 de dăia. Eu zic că vreau 120.000. Păi nu mai bine luam eu un apartament și băgam în chirie. Da, dar trăie ca săraca. Da. Aia zic. Adevărat. Trăia deci ca săraca, nu mă pozam ca săraca, trăia ca bogata, că ăla mi-aduce bănet. Da, bănetul ăla. Dacă faci cunoștință cu un om și vede inelul... Până cum pe Hermesul dacă... cu cheia ta de acolo... Dar ce te faci tu, că dacă dai faci cunoștință cu un om ca mine care nu înțelege cât costă ăla... Deci crede-mă, Leana, la cum străluceți diamante. Nu, nu, n-ai cum să mi-a luat ochii, adică... Nu există. Și e fotografie, adică n-ai cum. A modificat-o eu, mă, să dea bine posibil. I-ai pus ceva din blitz Photoshop. Deci fii atent, eu periche de jeans și 150 de lei, un exact, t-shirt de acolo, 200 de lei, ce pe acolo, tene și 400-500 de lei. Și trântești un 100 de lei, te ia transpirațiile așa, nu știu cum, mă, știi? Asta m-a indus și pe mine în oroare, că acum, ghilimele puneți pe mine. Eu, stând aici cu voi de niște timp, am mai învățat și eu una alta despre fashion, nu se vede, dar se dispare. Da. Și m-am uitat și eu așa la pozele alea și am văzut, băi, acum, dacă n-ar fi de logodnă, n-ar purta așa cu jeans, adică un genul ăsta, Eu vă mai spun altceva. Uite, exemplu, pentru toate divele noastre, le-am văzut aseară la eveniment. Trecem peste, pentru toate, uitați ce înseamnă bogăția. Băi, uitați-vă ce înseamnă un om bogat. Nu Brandy, da, mama, da, tata, da, da, scris pe piept. Ai văzut ce am pus eu pe Instagram? Am văzut. Ai văzut? Uite, bogat. Da, dar să nu uităm că a apărut în vacanță cu un mare Hermes. Păi are câte o piesă din asta pe care o lovește așa de lăsă. Auzi la inel de toate mite, ce mai este? Auzi, la inelul e mai scump, nu? Decât da, clar. Dar ce zicem, ne bucurăm pentru Lidia Buble. Se vede clar pe fața ei că nu mai are nevoie de machiaj, că zâmbetul e la purtător cum trebuie, da? Și iar ne punem noi pe piedestal și spunem că am zis noi că relația asta o să o crească pe ea frumos. Da, dar să știi că a crescut-o din punct de vedere uman tot ce vrei tu. Da. În schimb, din punct de vedere profesional, mie mi se pare că Lidia nu mai e artistul ăla pe care îl cunoaștem, ci e acolo la un anumit standard, dar mie îmi place mai mult așa. Adică intangibilul ăla, nu să te... Mai zic că mă duc în weekend, tac din gură. Când ai cal și lipă mâini, parcă nu-ți mai vine să te tragi de părăcirea cu toată lumea. Stai că îți mai spun eu cu cine stai așa un piculesc, că nu vreau să iau frății înainte. Spun eu imediat, să vezi ce să trag de brăcinar cu 120.000 de euro la urechi. Ok. Ideea este că am văzut și pe story că vrea să te facă din nou blondă. Așa eu a zis într-un story. Eu o susțin. Și o susțin. Parcă și mie mi se pare că era mai... Da.
mai tinerică. Este mai doamnă nuanța asta, dar parcă mai tot zbăr cu ei era blondul ăla. Mai... Da, fresh. Să știi că ai votul nostru, Lidia Buble, pentru blond. Mergem mai departe și mergem la o altă vedetă care a fost surprinsă de ziua ei de naștere. Nu știu ce cadouri primiți voi, dar vă spun așa. Cristina Spătar a primit cadou de ziua ei un bloc. Ați auzit bine? Un bloc. Cine i-a dat bloc? Hai să vedem despre ce este vorba. Soțul meu mă face fericită în fiecare zi și mă răsfață maxim. Îmi este alături în tot ceea ce fac, mă iubește și ne pregătim de nuntă. Nu am avut timp să mergem prea departe de ziua mea. Am venit până în Bulgaria cu copiii. De ziua mea, soțul meu m-a răsfățat cu un imobil de apartamente în valoare de 2 milioane de euro. În contextul în care mai am deja 8 imobile pe care le pregătesc pentru închiriat. O să mă dezvolt în acest domeniu al imobiliarelor. Clădim împreună o afacere în această direcție. Doamne! Și eu când v-am spus vouă că trebuia să iau NL-ul ăla și să-l bag într-o cășucă, uite, ăsta era fashion, ăsta e moda. Dar mâine jucăm! Unde? Mâine jucăm la nuntă. Mâine nunta? Da? Serios? Da, la Vâncea. Și te duci? Nu mă duc, că n-am cum. Sunt la altă nuntă. Că altfel s-ar fi dus. Da, eu mă bucur tare mult pentru ea. Uite, vorbeam de scumpețuri. Avem iarăși aici adevărul o divă cu... Dar care-i mă? Care o fi mă? Mă, eu nu înțeleg. Bă, care mă rețeta, mă, să trăiești așa, să dai din lacul bogăției în putru? Hai că am mai dat și prin mlaștină, stai liniștit. A avut o perioadă, da. Am mai făcut. Nu mă nu știu, se vede pe ea. Cristina e genul de om care nu prea poate trăi pe sărăcie. Nu ajută fața. Nu ajută fața, să ne ferească Dumnezeu. Eu când a avut ea o perioadă și mai vorbea, eu mai râdeam de ea. Mă, Cristina, diamantul ăsta nu se potrivește cu ceva. Ne-am întâlnit la o emisiune și tot la fel. Avea un inel foarte drăguț pe mine. Diamantul ăsta nu se potrivește. Nu mai îmi spune și tu că îmi spune toată lumea. Uite, s-a produs schimbarea. Deci înseamnă să-ți faci PR pe lux? Ideea este că eu am auzit și văzut multe la viața mea. Bianca Drăgușanu, cadouri. Multe vedete din România care au ieșit cu fel și fel de cadouri. Bă, dar un bloc n-am mai întâlnit. Nu s-a mai auzit. Și am mai luat vreo 8 apartamente înainte. Bă, dar voi vedeți că românul o duce bine? Bă, care e aia că s-a sărăcit poporul, că a fost criză, că a fost pandemie, toată pandemia, toate... Azi hai că avem 7 subiecte în toată emisiunea. Taci din gură că sunt 7 bogați cu săracii. Da, 7 și cu noi 10. Zici? Noi suntem pe fiecare săptămână. Normal, păi cum nu suntem noi, ne-am zis, Adina, orică strălucim și numărăm. Tu numeri asta, mică, eu îi fac. Da, mă, eu mă bucur pentru că casă de piatră, mâine să fie într-un ceas, nu știu, mă, poate nu vrea să spună fata. Nu, mi se pare că a spus. A spus că vrei să nu, acum Cristina să fie într-un ceas bun. Acum Florine, că ai dat ce mai contează, asta e. Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută, eu mă bucur pentru voi. Și bine că ești din nou bine, până la urmă. Da, și să știți că e bine, chiar e bine. Se vede. Mergem mai departe și mergem la Valentina Pelinel, care o să se întâlnească cu Alina Vidican. Se pregătește să plece în Statele Unite ale Americii. Ne-a povestit așa puțin despre cum se va desfășura toată nebunia asta și mai ales de ce lipsește Borcea din vacanța lor. Duminică voi pleca eu cu copiii în Statele Unite ale Americii, la fraților, unde vom sta o săptămână. Vom închiria o casă pentru toți patru, unde vor veni și fraților. Cristi are 9 copii și mii de angajați. Muncește mult pentru noi toți, el nu poate pleca. Mai are treaba aici. Voi merge însoțită și de 2 bone. Nu pot călători singură cu 3 copii și cu bagaje. Când sunt doar eu cu Milan, e altceva. Vrem să ne organizăm să mergem și în Grecia câteva zile. În august vom ajunge în Capri, unde ne place foarte mult și obișnuim să mergem 3-4 zile în fiecare an. Vrem să stăm ceva și la Olimp. Cred că la mare în iulie vom merge. Deci fiți atenți, nu? Statele Unite ale Americii, Capri și Olimp! Asta înseamnă, mă, să n-ai știi de asta. Auzi, dar tu ți-ai propus asta să arăți cât e România de săracă? Chiar așa! Băi, eu mă bucur, uite, unii chiar mă ard bine, știi? Doamne! Știți, nu merg cu 3 copii și cum bagam 2 bone, 2! Deci eu nu mai pot cu atâtea numere. În această știre eu nu mai pot 9 copii, 2 bone, mii de bagaje, mii de angajați. Multe țări. Mă, ai.
Da. Aoleo. Eu sunt curioasă cum se va desfășura întâlnirea între cele două. Bine. E obișnuită în familia asta. Doamne ferește. Ele între ele se înțeleg cel mai bine. Cel mai bine decât cu ei. Doamne ferește, dar bineînțeles. Sunt convins. Next level. Nu. Asta înseamnă. El a dat startul, dacă stau să mă gândesc. Nu există, fetelor. Voi mă iubiți toate pe mine, eu vă iubesc toate pe voi, să vă înțelegeți bine, că dacă nu vă mai iubesc. Lucrurile sunt foarte simple. Facem copii și... Și orice, dacă nu te mai iubește Borcea... S-a terminat. Nu, dar eu știu că Borcea e iubitor, așa am auzit. Este. E și iubitor, e și mărinimos. Știi cum? Aolea, dar de unde o mai putea, săracu, auzi? Da. Asta sunt toată viața. Hai să-ți ajute Dumnezeu. Nu, nu are putere, nu bari, că bari am înțeles că are. Dar ce bine arată Ciulea în poza asta? Hai că peste tot, lasă. Nu. Arată bine, sunt frumoși. Ne bucurăm că există această armonie în familia lor. N-aș fi zis că mai poți. Eu aș fi zis. Cred că le-a liniștit bine. Da. Nu cred că există vreodată alt minteri. Eu știu că Mihaela e șefa lor a tuturor. E ca la musulmani. Prima. Și acolo începe. Haț, toată lumea fericită. Și Alina Vidican, de ce s-ar scăria pe ochi? Că și stimata. Doamne, e bine pe America, adică pe bune, am văzut niște poze, domnul arată bine, mașinile la fel. Și ce am văzut, că după Borcea e bine, știi? Da, da. Că dacă treci prin viața lui și după se adună. Auzi, pe principiu ți-a pus Borcea mâna în cap. Bună asta! Bine. Domnul Borcea, pe unde sunteți să ne pune și nouă mâna în cap? Noi suntem ok, nu vrem. Mâna în cap e ok. Bine, ne bucurăm, ce să zicem. Mergem mai departe și zic așa. Când ești frumoasă, e sexoasă și mai e și persoană publică, se face coadă, domnule, la tine. Și vorbesc despre Ramona Olaru. Ei bine, paparații au surprins-o în compania unui nou presupus iubit, dar ea ne spune așa: nu este singurul cu care ies. Hai să vedem mai exact despre ce este vorba. A fost întrebată de către jurnaliști: care este situația cu domnul, de când sunteți împreună și cum v-ați cunoscut? Nu pot spune că suntem împreună neapărat. Am zis că mă tot văd cu oameni ca să înțeleg care e omul potrivit pentru mine. Și mă văd cu domnul de vreo 2-3 săptămâni să fie. El știe că este în perioada de probă. Da, știe, își dă interesul foarte mult, ba chiar prea mult, dar e ok momentan și îmi place ce văd la dânsul. Dar în astea 3 săptămâni nu e ca și cum ne-am văzut în fiecare zi, ne-am văzut odată la 2, 3, 4 zile. Practic au fost câteva întâlniri și atenție, dar contactul fizic cum se întrevede? Nu a existat, am zis că mă văd cu mai mulți. Next level, domnule. Eu zic altceva. După două sfură mai așa de șoară, da. Ama face casting. Mă, Ramona face casting de iubit. Nu-i rău, ori, mi se pare ori normal. Ori joacă o carte foarte mișto, ori e atât de asumată și de mișto fata asta, încât îmi declar iubirea față de ea în secunda unu. Deci cât de mișto e, știi? Adică, bă, să poți să spui, da, mă văd cu mai mulți, care problemă? Dar toată lumea face același lucru când este într-o relație. Ești în probe. Nu văzut primul servit. Ești în probe. Dacă vrei să stai la coadă bine, dar vezi cum mai sunt 10. Ce părere are? Dacă nu-i convine, bine, Ramona. Bravo, Ramo, bravo. Acum înțeleg că domnul are foarte mare grijă de ea. A avut câteva probleme cu mașina. Domnul deține un servis auto și bineînțeles că atâta timp cât îi repară mașina în servisul lui, i-a dat super bolidul lui să-l conducă. Altceva. Ce să zic, când te duci, știi, să duci mașina, nu prea îți dă una de lux, îți dă... Știu ce vrei să zici tu, că ne-ai mai zis că a mai fost cineva cu mașina, nu mai știu cine, cred că de ea. Iar ea fuga la jigler. Ce are? Nimic, e ok. Ce fost asta? Nimic, e totul regulă, totul e pe bază. A spus că nu, a spus fata că nu. Nu, a zis, da. Așa o credem. Da. Ce să zicem, sperăm să fie castingul bun. Directorul tău de casting să ia decizia bună, Ramona, și să te vedem și pe tine în sfârșit la casa ta. Dar poate ea ai nu mai vrea. Fost odată? Ba da, măi, vrea? Că a zis că vrea și copii, tu, ce ai? Mergem mai departe și vă zic așa, pănicuță, se retrage Dana Budeanu din viața publică. Nu știm exact încă, se pare că deocamdată nu s-a gândit foarte serios. Aia, mă, nu publică. Se poate, petiție,
poziție publică. A nu se retrage doamna Dana Budeanu. Jur, am văzut acum două zile chiar pe cineva băgând reclamă la salată morcov. Știu exact la ce, cred că știu la cine se referă, n-ai cum. Nu cred. Măi, Florin, se mai face reclamă că din asta se trăiește, dar cu morcovul și cu salata... Dar stați-mă puțin, stați, adică ea s-a referit acum la influenceri ăștia care, care promovează varza de Bruxelles? Da, mă, li se dă și lor acolo un pax de salată. Am ajuns să mă duc la piață la obor și să iau pe barter? Nu, nu poți să rămâi. Obor, că ți le pachetează frumos. Ai auzit ce a zis Dana? Poți să rămâi la sfârșit de program? Că țăranii mai arunca. Nu, măcar barterul nu mai e, nici bătează cifrele. Nici nu trebuie să mai postezi, e gratis. Nu mă, dar tai roșia și zici trăiască nenea Marian din piață și cu doamna Florica de la Castraveți că avem salata astăzi. Salata e bună, salata. Salata e bună. Salata e bună. Da. Dănuța, să nu te retragi, da? Eu ies în Piața Victoriei cu pancarta la dacă se retrage de la Și am făcut deja formularul ăla de petiție pe online. Nu, eu fără nu pot. Noi facem aici petiția noastră online, la TV, tot ce trebuie. Care sunt cele 10 motive pentru care Dana Budeanu n-ar trebui să se retragă din show Bizu Românesc. Never ever. Da, noi sperăm să nu se retragă Dana. Mergem puțin și în zona internațională și vă spun așa. Piqué urmează să se căsătorească, da, cu Clara. Se pare că cei doi urmează să anunțe marele moment chiar la nunta fratelui său. Hai să vedem despre ce este vorba. Cântăreața sud-americană s-a despărțit vara trecută de iubitul ei, Gerard Piqué, în vârstă de 36 de ani, pe fondul acuzațiilor că acesta ar fi înșelat-o cu femeia cu care a ajuns să se întâlnească în urma despărțirii, Clara Chia Marti, în vârstă de 24 de ani. După o despărțire cu scandal, Piqué a continuat relația cu Clara Chia, în timp ce Shakira a fost surprinsă alături de mai multe persoane celebre. În ultima perioadă, zvonurile se învârt în jurul artistei și pilotului de Formula 1, Lewis Hamilton. Cei doi au fost surprinși în repetate rânduri împreună, iar sursele susțin că sunt la început de relație. După ce Shakira și Hamilton au fost subiectul principal în ultimele zile, Piqué și Clara Chia Marti par să-și ducă relația la un nou nivel. Presa spaniolă notează că fostul fotbalist este pe cale să anunțe logodna cu iubita sa chiar la nunta fratelui său, Marc. Iar acum în platoul nostru este Maria Andrei, Lifestyle Director, pentru că urmează să vorbim despre ținutele vedetelor. Bun venit, Maria! Bine te-am găsit, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Ideea este că noi pe pauza asta ne-am tot uitat la pantofiori. Ne-am uitat la pantofiorii Mariei. Doamne, cum arată! Și ne-a și zis cât de scump sunt. Nu. Sunt ultima colecție. Nu-i așa. Am grijă de pantofii mei, să știi. Da. Sunt pasionată, după cum știi. Asta înseamnă să știi să-ți alegi anumite chestii, piese care să te țină în timp și să fie de calitate. Maria, să discutăm despre ținutele vedetelor. Ești pregătită să le luăm așa la purica? Auci. Bun, începem cu Bella Santiago. Bella Santiago a fost aseară prezentă la un eveniment mondan mult așteptat. Ia să vedem, Maria, ce ne spui despre ținută. Îmi place de ea, în primul rând, și lăsând la o parte talentul, că e clar, mi se pare că face niște alegeri destul de interesante. Că e o persoană destul de minionă, dar care știe cum să se pună cumva în valoare. Știe că are niște picioare superbe, mi se pare că și le arată în toată splendoarea. E cool, e cute. E... Ai schimbat ceva la ținută? Nu. Nu? Îi dăm verdictul, da. Bun. Hai să vedem, Florin, ce părere ai despre ținuta Belei Santiago. Mie îmi place. Cred că ți-am dat și un mesaj aseară în timpul evenimentului. Ți-am spus că mi s-a părut una dintre cele mai, cred că chiar cel mai bine îmbrăcat vedetă de la acel eveniment. Îmi place absolut tot. Îmi place lungimea, îmi place ideea aceasta de a aduce o școlăriță în actualitate, pentru că asta a fost și tematica evenimentului profesor / elev. Vreau să vă felicit pe cele care vă dați interesul în momentul în care participați la un eveniment și că sunteți atente așa, de la primul fir de păr din cap până la ultimul deget de la piciorul stâng,
Îmi place maxim tot ceea ce văd. Vă recomand, dacă aveți vestuțe de genul acasă, dacă nu, să vă cumpărați cu toate, le vă avantajează pentru perioada asta a verii foarte mult. Nu trebuie neapărat să aveți o siluetă așa de invidiat. Vestuța vă ajută indiferent de formă. Îmi place. Deci ne place maxim Bella Santiago astăzi, da? Da? Bun, mergem mai departe și avem Tili Nicolae. Ia să vedem, Maria Andrei, dacă ne place. Roz? Roz. Nu, roz. Roz. Știi că eu sunt așa, mai, da. Mai pe pace. Dar, pace să fie, da. Pace să fie, da, exact. Dar notele de 10 din dreapta nu reflectă neapărat situația din fața tablei. Da, nu, mi se pare o ținută banală, sincer, și în niciun caz purtată cu pantofi pe care și-a ales. Stiletto nude. Geanta. Da, ok, înțeleg ideea de pantof nude, că, mă rog, pantoful nude lungește piciorul, înțeleg că pot fi purtați în aproape orice fel de situație, dar nu chiar în toate. Geanta mi se pare iarăși din alt film, dar fără a fi răutăcioasă, mi se pare că ținuta este total plictisitoare. Punct. Deci nu am... Spuneai de pantof, cu ce ai fi văzut-o? E, adică, pe bune, chiar ar putea să încerce mai mult. Adică... Dacă ar fi să înlocuim pantofii care spuneai că nu bine. Sunt ce trebuie, ce ai fi văzut? Sunt atât de multe variante. Ah, ok. Da. Deci să scape de geantă, să scape de pantof, să scape și de rochie eventual. Aolei! Deci nu știu să... Da, mă rog. Bun. Hai să vedem ce spune Florin. Eu ce să spun, mă drăguț, dacă mi-a adus pe cineva, drăguț, dacă mi-a adus pe cineva, ce ieșea cu Darren din mine, da. Ce vedeai tot, ce mai bun și mai frumos. Dar nu, când după ce vorbește atât de frumos, clar, nimic nu merge cu nimic, piesele în sine trebuie aruncate și date foc să fim siguri că nu le ia altcineva, dar ea este foarte, are un corp foarte frumos. Exact, și uite, fată de exemplu, eu aș fi scurtat această rochie foarte mult, aș fi creponat-o într-o parte super mult cu șnuri din acela. Aș fi mers pe o altfel de pereche de pantofi. Aceștia sunt niște pantofi business care n-au ce căuta niciodată la o astfel de ținută. Geanta aceea e muxică, e urâțică, aia n-ai trebuie să-i faci, pe aia o aruncăm. Dar o poți opri rochia modificând-o, dacă îți place ție atât de mult. Materialul e urâțel, l-am văzut și în realitate. Nu se cam dă. Aruncă și gata. Dacă vrei să salvăm ceva, mai putem să facem. În schimb, ai un corp foarte frumos și e păcat că nu ți-l evidențiezi așa cum trebuie. Și zâmbetul ăla superb, adică... E păcat, jur. Verdictul final mult. Este nu ne place. Hai să vedem dacă totuși ne place Ilinca Obădescu. Ia să vedem, Maria. Da. A zis da, dar nu știm la ce. Hai să începem. Vrea să înceapă Florin, hai e clar. Mie îmi place că mă uit așa, de jos în sus, să începe să-mi placă tot. Îmi place foarte mult Ilinca, da, a fost iarăși, ea și cu Bella cred că au fost preferatele mele, nu știu, poate îmi scapă cineva acum, dar clar, ele două au fost preferatele mele din seara trecută, de la eveniment. Mi-aș fi dorit ca la o astfel de ținută să schimbăm coafiura. Eu aș fi văzut părul cu totul și cu totul altfel, pentru că avem acele gulere foarte voluminoase în partea de sus și ar fi trebuit să se vadă că fac parte din outfit. Nu mă deranjează geanta, deși n-are treabă cu zona în care s-a mers de școlăriță. În schimb, îmi place ideea aceasta de sabot, papuc, să-ți lungească piciorul, deși ea, săraca, nu mai are nevoie să-i mai lungești. Ce să mai, că e toată numai picioare. Este foarte, foarte frumoasă apariția ei. Aș mai fi scos un pic accesoriile de pe la mână, dar deja ne legăm de lucruri mărunte. Per ansamblu este foarte bine. Ăla e un ceas? De sună telefonul, da. Nu, și păstrăm la asemenea ținută ceasul ăsta? Da, am spus. Da, exact. Tot la coafură m-aș fi referit și eu. Mi se pare că e un pic în plus, pentru că ai gulerul ăla atât de frumos încât e păcat să-l acoperi cu niște plete. Mai ales că are și o bentiță pe cap. Adică sunt într-adevăr foarte multe accesorii, sunt multe puncte de atracție, să spunem, în această ținută. Și la cât e ea de frumoasă, nu știu dacă mai are nevoie de zorzoane. Adică ceasul out, coafiura, iarăși, dacă ar fi fost un pic mai potolită, era mai bine. Îmi plac papucii, dar parcă nu prea au ce căuta, adică... Sunt prea glim. Da, n-au legătură cu ținuta. Adică cam asta aș face. Scos ceasul, schimbat pantofii. Îi dăm un ochieș.
ok sau... Bine. Nu, nu e rău, dar stăm și o analizăm că sunt probleme. Dar așa, când te-ai uitat, nu sunt sincer, când ai intrat acolo... Păi, pe bune, deci... Adică, ce, după aia am văzut ceasul, după au intrat picioarele apoi, da. Da, uite, un artificiu foarte drăguț puteai să faci, să ai un rucsac la astfel de ținută în locul acelei genți. Da. Ar fi mers chiar și niște tenis, adică nu știu, adică undeva în zona aia un pic mai copilărească puțin, pentru că o ajută tot. Adică e o fată superbă și de asta zic, nu are nevoie de brizuri. Are nevoie de sugestii, Florin Burescu, pe Instagram, Andreea. Nu, că ne și știm, frății, dacă vrei că te ajut și eu, sigur, cu ceva. Da. Bun, hai să mergem mai departe și avem Vica. Ia să vedem cum s-a îmbrăcat Vica. Maria. Vica e o femeie voluptoasă, e... are ditătii, să zic așa. Ea știe să, cum să spun eu, să-și facă intrarea, să se facă simțită oriunde ar fi, pentru că are o personalitate așa vulcanică, lucru care se vede și în ținută de altfel. Ce să spun, mie Vica îmi plăcea mai mult înainte. N-aș vrea să fiu subiectivă, okay. Din punctul ăsta de vedere. E o femeie mișto, punct. E îmbrăcată ok, lumina nu cred că o avantajează în această fotografie. Lumină, păi, asta zic, nici lumina nu este... Dar, da, ți-am zis, nu vreau să fiu subiectivă, ci obiectivă. Îmi plăcea mai mult înainte, îmi place și acum, dar îmi plăcea mai mult înainte. Ok. Adică, și vorbesc de toate schimbările care au intervenit la nivelul feței. Ținuta e ok. Dar iarăși, adică în momentul în care ai de toate, nu trebuie să le pui pe tavă chiar așa. Știi că poate un pic mai subtilă dacă ar fi fost această bluză. Mai puțin relevantă, ca să zic așa. Și... Da, așa cum spuneai tu, Vica, e vulcanică și așa îi place să iasă în evidență și era normal să aibă ceva acolo. Nu, e mișto, ținuta e mișto, adică vine bine, ea arată bine, dar ți-ai zis, prefer să rămân în zona de obiectivism și atât. Florin? Ce să zic, așa cum ați spus voi, Vica are o personalitate și e greu să treacă neobservat. Adică de multe ori pe Vica, eu unul mulți ani înainte de câte ori o vedeam pe Vica, nu stăteam să văd în ce e îmbrăcată, ci pur și simplu vedeam exuberanța ei și felul ei de a fi. Da, e mișto ca și personalitate. Dacă vreți un exemplu din toată această imagine, cumpărați-vă genul ăsta de pantalon, vă avantajează indiferent de siluetă. Vica a slăbit acum destul de multicel, 7-8 kg, din punctul meu de vedere e destul de mult. Arată foarte bine, mie așa îmi place de Vica, nu foarte slabă, nu foarte plinuță, mie mi se pare că este... Că e femeie adevărată. Da, calcă bine pe tot, cum spun eu. Mie îmi place combinația, îmi place că n-a făcut asorteul acela clasic, să-și fi luat și geanta albă sau geanta roșie, îmi place că a spart un pic tot ce vedem aici. Îmi place și că topul nu e foarte mulat și asta denotă faptul că nu vrea acum, domne, am slăbit, hai să vă arăt eu că sunt de dezbrăcată și de mulată și îmi place lucrul acesta, mie îmi place topul, mi se pare și mie îmi place, doar că mi se pare, de asta zic, probabil că și lumina o dezavantajează în fotografie, dar mi se pare că turtește un pic tot ce se întâmplă acolo. Dar da, probabil volumul de la burtă ne ia volumul de la piept. Și e un, adică, îmi place și cum e coafată, îmi plac cercei. Măi, mie îmi place. E acum, mișto, e o apariție. Acum toată lumea o să sară, da, cum să nu-ți placă că e prietenă cu tine. Nu neapărat, chiar îmi place, mie că nu-mi place, nu-mi place. Dar nu, stai, că una e, știi cum e. Și la urmă de-aia avem prieteni, știi cum e. Avem întotdeauna momente... Bune, extraordinare. Avem momente bune, proaste. Asta este. Dacă nici prietenii nu-ți spun, atunci cine să-ți spună până la urmă, nu? Ei, acum, să fiu sincer, ea avea o altfel de ținută în partea de sus, avea o altă bluză și mie mi-a trimis poză și am spus, mi se pare too much, nu e ok. Hai să schimbăm. Și n-am mai văzut în ce s-a schimbat, că ne-am întâlnit direct la eveniment. Da. Adică, e ok, mie îmi place și nu o spun încă o dată. Nu, exact, nu-mi displace atâta, doar că este un pic de presiune pusă pe zona bust. Și atunci e păcat că se strică puțin din armonia ținută, dar altfel e Vica, e Vica. Bun, hai să mergem mai departe pe cine am mai pregătit. Oana Roman, la același eveniment.
Maria. Poftim, Florin. A, ok. Măi, iar e total greșit să încerci să, în primul rând, să încerci să iei niște fake-uri nereușite. Au. Și mă refer aici la încălțăminte. Nu, niciodată. Nu sunt? Nu, ai, lasă-le că se văd de la o poștă și în pozele blurate se văd, dar minte în realitate. Nu. Gentuța nu are niciodată. Genul ăsta de rochii sunt concepute pentru plajă. Iartă-mă că te întreb, deci doar ideea că, știi, introduci un diminutiv în explicație, deja ți-a dat nota poveștii. Da. Ok. Iartă-mă. Uite, rochia asta, dacă ar fi mers la plajă, cu o pereche de papuci, șlapi, de șlapi, da, drăguț, cu o pălărie super, cu borul mare, băi, aș fi văzut-o fără probleme. Cu a fată canășica cu rochie de plajă nu merge. Ori mergi pe tot stilul acela, pentru că evenimentul ți-a permis. Ți-a spus să fii în siclam, bleu sau alb, ceva de genul, nu mai știu exact. Deci îți permite. Dar zona gâtului, punem perluțe care maturizează, care ne duc în zona aia de gleim, de... ne facem sărmăluțele. Ce vrei să zici? Păi da, ai luat bluză de mătase pe tine, scuză-mă. Altceva. Despre ce vorbim aici? Da? Nu luăm rochie din pânză topită cu gentuță de piele, o gentuță care săraca... E valabil și pentru dumneavoastră. De multe ori văd greșeala asta. Merg la evenimente și combină două stiluri. E greu să combin două stiluri, aproape imposibil, mai ales în cazul ăsta. Da, trebuie să ai niște cunoștințe, cât de cât, în așa fel încât mixurile să fie unele foarte reușite. Apreciez totuși faptul că Oana a slăbit destul de mult, se bucură de asta și se vede. Singura chestie pe care aș putea să spun este că e în afara temei. Adică nu mi se pare că e... Stai așa, e tot de la același eveniment. Nu, da, e de-aseară, e de la altăr seară. De-al altăr seară. Cu băutura... O băutură, ah, okay, o băutură energizantă. Ah, ok, scuzați. Deci, poate că e în temă. Deci... Asta a fost. Da, deci, okay. Să porți ceva siclam, bleu și albă, o combinație. Okay. Nu era pe nicio... Le-a pus pe toate. Le-a pus pe toate. Dar le-a pus bine? Aici e întrebarea. Maria? Hai, Maria, cu toată gura. Maria, curaj, te rugăm. Nu, cred că poate mai mult de atât. Ok. Ce îți place, ce nu-ți place? Hai să luăm așa. Aș scăpa de geantă. Deci bine, eu am o fixație cu genții. Ok. Deci, știi cum e, decât să ții geanta proastă, mai bine las-o acasă. Ia-ți doar telefonul și cheile. Nu știu ce ai faci. Ai pe bune. Serios. Bine. Deci, nu, serios. Adică las-o, uită de ea, da, scoat-o din ecuație de cea foc. Cea mai bună variantă, da. Nu, mi se pare că accesoriile sunt... poate de multe ori mai importante ca ținuta în sine. Uh-huh. Poți să te îmbraci cu un tricou de 20 de lei, o pereche de jeans clasic și să spui cele mai tare accesorii și să fie o prezență de vis. Sau să faci exact invers. Știi? Să pui tot ce se poate pe tine, tot ce e mai scump, tot ce e mai scump. Toate hainele de duminică. Și să iasă ceva, da, ce nu poate fi neapărat... de bine. Poate data viitoare se va îmbrăca mai bine Oana. Roman, hai să vedem ce părere avem despre romanița Iovan. Maria? Bine, femeia e la shopping din ce văd. Adică... o ținută de mall, da, să ea, ne inspirăm. Da, ea e întotdeauna foarte cool, mie așa mi se pare. E atât de relaxată romanița și atât de cool de felul ei, încât nu știu ce ar putea să pună și să fie greșit. Plus că totuși e un designer, știe ce are de făcut, ce are de combinat. Cred că ține foarte mult, foarte mult de atitudine. Întotdeauna. Mm-hmm. Da? Și adică și un sac să pui pe tine, dacă îl porți cu zvâc, o să fie rochie de seară, vorba lui Coco Chanel. Adică romanița e genul ăsta. Poate să-și arunce absolut orice pe ea, că va arăta bine. E personalitate acolo, e stil, e ceva. E o clasă aparte, e o altă categorie, uh-huh, din punctul meu de vedere. Florin? Și mie îmi place stil și știi ce îmi place foarte mult la romanița și mai sunt încă câteva persoane care își recunosc vârsta. Și aha, nu o recunosc, da, pentru tine, uh-huh, nu o recunosc pentru mine și o recunosc pentru ele. Are un corp, romanița are un corp foarte frumos, e înaltă, senzație, e slabă, da, arată, model, adică, asta spun, da, arată ca în tinerețe, nu ai ce, uh-huh, și ar putea, uh-huh, permite absolut orice, nu face lucrul acesta, pentru că știe buletinul, știe exact CNP-ul și în momentul în care îl știi, trebuie să respecti niște criterii. Uite, eu pot spune că sunt din generația elevilor nebuni, rebeli, nu știu ce,
Eu aseară am fost îmbrăcat ca un elev, eu nu m-am simțit. Pentru că nu mai sunt în epoca aceea. Da, am fost ok, toată lumea mi-a zis, ce bine, stă că oricum tu pari de 20 și puțin. E, nu m-am simțit, pentru că nu mai e starea mea de spirit. Eu nu știu să mai port acele haine. La fel și ea. O face exemplar. Mie îmi place maxim Romanița Roman și este clar un exemplu de urmat pentru femeile de vârsta ei. Bun, hai să vedem, dacă tu vorbeam mai devreme de Lidia Buble și vacanțele ei, haide să vedem cum s-a îmbrăcat Lidia Buble. Au! Miau! Au, că nu pot să mă mai uit! Maria? Ne place geanta? No! No! Se vede firma. Ne mai place, nu ne mai place, știi cum e deja? E piesa de colecție. Balerinii aia mi se pare. Bine, dacă scăpa de geantă, balerinii erau mai ok, dar iarăși un pic de... Fusta e ciufulită, atât știu. Ok, da. Deci, sincer, acum revenim la acest Portofino. Mi se pare că toată lumea zice Portofino. Deci a nebunit toată lumea cu Portofino. Eu n-am mai știu, fost, dar mai foarte vrut. Frumos, da, e foarte drăguț, dar jur că nu înțeleg că sunt alte locuri mai spectaculoase decât acest Portofino. Știi că dacă nu ți-ai tras o poză în Portofino, mi se pare că nu existi în anul ăsta. Zero! Zero! Sigur! Deci a bifat căsuța cu Portofino, e ok, ținuta e de acolo, ok, Italian style, vintage, kind of, știu ce brand a purtat. Balerinii tot mi se par din alt film. Bine, și Miu Miu, dacă nu mă înșel, balerinii poate să fie orice, da. Adică da. Dar revenind la geantă, deja nu mai deci contează. Rămânem la geantă, exact. Totuși, nu? Da. Florin? Mie și ochelarii îmi plac foarte, foarte mult. Îmi place, îmi place și zona capului extraordinar de mult. Îmi place, e o ținută high class pentru vacanță. Clar. Nu încercați să o copiați pe low budget. Aș pune, aș fi pus niște spadrile, dacă mă întreb pe mine, fix, știi cum e, din punctul meu de vedere, cred că niște dar sandăluțe simple ar fi mers? Fără toc? Depinde ce sandăluțe, știi cum e, că intrăm într-o arie atât de vastă încât... Da, nu știu, balerinii să scape de ei. Sunt urâți cu spume, din punctul meu de vedere. E un must have al sezonului, dacă nu mă înșel. Mie nu-mi plac balerinii în sine, orice ar fi, nu cred că există balerinii frumoși. Da. Ținând cont de outfit, nu sunt rea, adică nu tăi în picioarele, știi că mai am eu o vorbă, dacă îi tăi în picioarele și lăsăm restul, nu. Nu, adică ar putea să ne întrebe toată lumea, dar ce aveți cu ea, că arată foarte bine? Arată foarte bine, e ok. Acum, știi cum e, avem o discuție, exact, sunt, o luăm la bani mărunți, ca să zic așa. Gusturile, într-adevăr, sunt diferite, nu se discută, la fel cum e. Fiecare dintre noi face niște alegeri în funcție de starea pe care o are. Asta a fost starea fetei în Portofino. Da. Se pare ok. E, acum, dacă vrei să arunci geanta, noi o primim, da, să știi. Suntem la prindere. Suntem... Maria, îți mulțumim tare mult că ai fost astăzi alături de noi și te mai așteptăm cu drag în platoul nostru. Mulțumesc. Florin, îți mulțumesc. Mereu o plăcere. Ne vedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Nu uitați că ne vedem și vinerea viitoare, începând cu ora 22. Nu uitați că până atunci vă așteptăm și pe paginile noastre de Instagram și Facebook, Metropola TV Oficial, Andreea Frățilă, Florin Burescu și, bineînțeles, Maria Andrei. Până una alta, să aveți un weekend minunat!